GTR-ul este una dintre mașinile mele preferate de când a apărut primul model. Este un Nissan GTR modificat, undeva la 700 de cai, dar o să le spună Cristi mai multe. Cristi, spune-ne, te rog, cum ți-a venit în primul rând ideea să-ți iei un GTR? Păi, în primul rând, nu există altă mașină care în opinia mea să facă ce face asta. Adică, eu oricum de când am dat permis, am rămas cu ideea asta fixată în cap și mă uitam pe net la băieții de la AMS Performance cum tunează pentru drag chestii și ca lumea și am zis, bă, de ăsta vreau, dar ia mea, trebuie, imposibil să... La banii de GTR ți-e o mașină care bate supercarul mult, mult mai performant. Da. Și spune-ne puțin despre modificări, că lumea vrea să știe. Deci, evacuarea este pipe de la Lini Tuning din Anglia, venit de casă. Deci de-aia se aude așa. Da. Așa, deci ce mai are? Are două pompe de benzină, wow, modificate, injectoare mari de 1600, are admisie full carbon cu filtre de aer, o scuzați, am uitat să-l dau. Deci admisie full carbon cu filtre de aer KN, blow-off-uri schimbate HKS cu kit-ul. Deci ai. A fost modificată, deci mașina a fost modificată în Ginecu, în Ungaria, da. De la băieții de la Red Sun Service. Am o idee, da, foarte bun. Mai nou vreau să mă duc să-i mai fac niște modificări la băieții de la Dog Motorsport. Are cutia la fel, cipată, softată, să schimbe, da, foarte repede. Și puneți că e și întărită cutia, să țină. Da. Înțeles. Asta este practic ultimul model de Nissan GTR, nu? Da, e modelul de după 2017, este modelul facelift. Am înțeles, care el vine stock cu motor 3.8 turbo V6 de cât cai? De 550, undeva la 550, da. Am înțeles. Știi că se zicea că prima generație de GTR avea probleme pe launch control. Da, cutia ținea fix 100 de launch-uri, la 101 launch, știu că pica, adică, deci după 100 de launch-uri nu mai era nimic safe și putea să pice cutia instant. Cumva evacuarea asta dă și flăcări? Da, deci am... Nu că am văzut pe spate că era puțin E negre. Softată în Ecutec, că folosim Ecutec ca să ne fie mai ușor cu cutia pe telefon, să avem toate cărțile, tot. Și am soft de popcorn pe ea, am tot... Da, este a doua oară când filmăm cu un GTR, data trecută a fost unul stock. Asta este modificat, exact cum îmi doream să prindem mult timp un Nissan GTR modificat. Din păcate, până acum nu a reușit în 2 ani și ceva. Să vă spun câte ceva despre GTR în mare parte. Ea la momentul lansării a fost probabil una dintre cele mai rapide mașini din lume pe launch control. Pe 0,400 de metri, cu greu, mașini de poate de 5 ori mai scumpe, de 6 ori mai scumpe îi făceau față un Nissan GTR. Dar asta a și prins în halul ăsta la public mașina. Până și un copil de 10 ani recunoaște un Nissan GTR. În Japonia, acolo unde ele sunt fabricate, în mare parte, îi se spune Godzilla. Nu mai e în ideea asta, pentru că ea era în stare să bată absolut orice. De la o mașină modificată până la un supercar, de 2-3 ori mai scump decât ea. Și când vorbim de scump, gândiți-vă că mașina asta nouă era undeva la 100.000, adică niciun Ferrari măcar nu începea de la 100.000 de euro. Și mașina asta costa 100 și puțin de mii de euro. În continuare vă să vă las puțin să auziți evacuarea, ceea ce mie îmi place enorm de mult. Și îl felicit încă o dată pe Cristi pentru că a ales mașina asta și un alt supercar, da. Și a ales evacuarea asta în primul rând. Lângă un Ferrari
stoc, se aude la operă total. Asta e chestia. Corect, așa este. Deci am rămas uimit de cum poate să se audă mașina asta. Ești cum mi s-a GTR, bănesc că ăsta l-a avut și tu stoc. Nu se aude așa. Da, da, da. N-are nicio legătură, e o roată din asta. Da, mai ales că evacuarea e straight pipe din titan, de țeavă de 100. Adică e cât burlanul de la bloc. Am văzut că sunt foarte mare, practic. Eu bag 2 pumni ai mei. Și tipsurile sunt de 120. Wow. Wow. Și în viitor ai ceva proiect să modifici? Da, da. Targetul unde? La 1000, nu? Nu. Targetul e mai mult. Targetul e ce? Adică... mașina pe curbe stă foarte bine, adică oricum dar are... de ce nu? Pentru că ea vine cu niște jante, cu cauciucuri, cu lipici special. Da, mașina să nu se dejanteze atât de tare, poate să ia curbele. Da. E ceva, da. Bine, cauciucurile oricum au fost schimbate, i-am pus de la mijloc, din pilot. Pilot Sport Cup 2, da, sau 5. Semislicuri. Da. Deci sunt semislicuri și ca să poată să ține pe curbe. Cel mai tare făcut GTR. Și nu. Băieți, se sperie băiatul cu locarul, să vedeți. Seria și șasiu vor apuca, nu știu, un milion de kilometri lejer pentru simplu fapt că na, motorul dacă cade, schimbă, nu e nicio problemă. Hai, ducă-se. Sau cutie, sau ce-o fi, dar șasiu în sine va apuca un milion de kilometri lejer pentru simplu fapt că îmi place foarte mult mașina, adică așa este, da, mașina este senzație. Nu schimbă pe nimic. Mașina este senzație într-adevăr. Și îți mulțumesc mult încă o dată că ai vrut să faci materialul ăsta. Crede-mă, nu știu cât de mult știi tu sau cât de urmărit ești tu, dar eu așa am aflat de tine. Adică oamenii îmi scriau, îmi trimiteau pe Instagram să fac vlog cu Cristian. Și nu știam, eu știam mașina într-o singură postare, eu știam. Ți-a fost mașina surprinsă undeva pe la Intercontinental, dacă nu mă înșel. Da, 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 în parcă da? La Intercontinental. M-au trimis pozele alea și mi-au zis, băi, bă, clipul pe asta de că se aude într-un mare fel mașina, știi? Și așa am luat legătura cu tine, adică, da. Când intram în parcare la Intercontinental, toate alarmele. Certat cu paznicii din chestia asta. Deci mi se pare că în momentul de față, nu știu dacă mi-au ridicat, dar știu că pe o lună am avut la un moment dat interdicție în Intercontinental să mai intru. Adică, pe bune. Da, e într-adevăr. La Iurea. Wow. Tot așa, în mall-uri, în parcări, nu le convine. Dar asta e, hai. Și ei trebuie să obișnuiesc. Corect. Cristi, eu îți mulțumesc foarte mult că ne-ai prezentat mașina ta. Acum o să mergem să tragem niște cadre exterioare superbe pentru voi. Și sper că data viitoare când ne întâlnim să vii cu altă mașină de-a ta. Nu spunem ce, că avem o surpriză în case, se poate vreodată. Da, da. Sper să facem ceva frumos din continuare. Tot la mare sau dacă nu pot să vin eu la tine, n-am nicio problemă din continuare.